Încă 13 moldoveni au fost răpuși duminică de noul coronavirus. Este vorba despre 7 bărbați și 6 femei cu vârste între 43 și 86 de ani. Printre cei care au pierdut lupta cu maladia se numără și un felcer de 43 de ani care activa în cadrul substației de asistență medicală urgentă Botanica din capitală. Până pe 15 noiembrie, 52 de lucrători medicali au decedat din cauza infecției COVID-19, iar bilanțul total al victimelor a ajuns la 2019. Ministerul Sănătății a anunțat alte 507 cazuri noi de infectare după procesarea a 1337 de teste primare. Astfel, bilanțul îmbolnăvirilor a urcat la peste 89.000 de cazuri. 252 de pacienți se află în stare extrem de gravă, dintre care 48 sunt intubați. Alte 1.286 de persoane s-au tratat și au fost externate, iar bilanțul celor vindecați a ajuns la aproape 71.000.